Bun găsit, dragi prieteni, la această nouă întâlnire. Îl avem astăzi în platou alături de noi pe domnul Cornel Bian, director al Școlii Biblice Extos pentru România din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru prezența în platou. plăcere. Dorim să dezbatem un subiect care ne privește pe mulți dintre noi. Un subiect care a făcut parte din istoria omenirii de la începuturi și anume despre izolare. Cornel, ce facem cu izolarea asta? Ne-am dat cu ea încă de la începuturile omenirii. Da. Da. Este o problemă, adică izolarea uh, odată cu păcatul a intrat în lume. Uh, chiar primii oameni izolați au fost Adam și Eva la momentul când au păcătuit, s-au ascuns de Dumnezeu din creaturile ale și ale dragostei, ale acceptării și uh, unii, unii cu Dumnezeu, dintr-o dată comportamentul lor drastic ia o turnură și vine Dumnezeu să caute și ei erau ascunși pentru că erau goi și, și le era frică păcatul ce e o zonă de izolare, o, o doză de izolare în viața noastră în primul rând. Dacă stăm să ne uităm la exemplele din Biblie, izolarea a dus întotdeauna la lucruri extreme, la situații grave. Da. Cam care ar fi primul caz, în afară de Adam și Eva, mai extrem de izolar da, și da, la da. ce a dus acesta în, da. în Biblie, în cuvântul Domnului? Un alt caz al izolării, care vedem în lucrarea ei de lină, să zic este Cain. Faptul că el a respins să fie păzitorul fratelui său, a devenit un izolat, a devenit un competitor uh, și Biblia ne avertizează, la avertizează pe Cain dacă faci bine vei fi bine privit uh, și Dumnezeu îi spune păcatul stăpândă. Cred că uh, greșeala numărul unu a lui Cain, adică izolarea este un rod, un rod lipsei de părtășii, a lipsei frate. O consecință. De, da, o consecință și nimeni nu alege să se izoleze de bunăvoie. În principiu, uh, izolarea vine din alte lucruri, cu alte de desubturi este un rod al nemulțumirii, a frustrării, a mărăciunii, a durerii unice, a nemulțumirii, a, de a victimizării, să zicem, de multe ori. În contextul respectiv, pe Cain îl vedem ca un rod, un produs al izolării aici. Și cred că, în primul rând, el și-a închis inima de fratele său, a respins acea dare de seama, acea părtășie, acea uniune cu fratele său și a mers pe o altă cale a închiderii inimii și a ce a devenit și primul ucigaș. Este un tipar foarte negativ în toată Biblia, bineînțeles. Suntem prin construcție fiind creați după să semeneală lui Dumnezeu, ființe sciabile, ființe care au nevoie de contact cu ceilalți? Da, da. Una dintre nevoile de baza lui este dragostea, acceptarea, părtășia, conectarea. Cred că fără acest lucru, viața nu are nicio valoare, niciun sens și să vedem, Cain a căutat o altă parte. Am citit un studiu făcut de o cercetătoare științifică la Universitatea Harvard. Ea a studiat efectul izolării asupra sănătății umane și asupra individului. A studiat pe un eșantion foarte extins de populație și concluziile sale au fost că persoanele care răiesc în izolare sau au tendință de izolare sunt mai. Um, mai ușor atacate de boli, mm -hmm. sunt, au o orta mortalității, undeva, spunea de două, trei ori mai mare de celelalte persoane. Um, care sunt primele semne că începem să ne retragem în carapacea noastră mm -hmm. și să încercăm să schimbăm lucrurile acestea? Pentru că e clar, izolarea da, da, da. nu duce la nimic bun. Cred că, în primul rând, omul pierde mersul în viață, pierde scopul și sensul în viață, la fel ca și cain. Cred că mult sens vine din relațiile noastre scopul nu îl găsim în sine însuși îl găsim slujind, ajutând conectându-ne, viața curge prin relații, mădularele trebuie să fie unite una de cealaltă ca viața să curgă de la cap în jos, care este Hristos cred că e foarte dăunător și este o cale a morții, vorbește despre calea lui Cain, Iuda, versetul 11 după aceea e listată și lăcomia acolo și un alt păcat este răzvrătirea, mădularia merge mână în mână cu foamea asta, de mai mult cu egoismul și cu răzvrătirea sunt surori ce vreau eu să spun este că uh, e foarte important omul să rămână cu o inimă deschisă spre relații, să vadă valoare și sens, împărtășie în relații cu Dumnezeu, cu el însuși și cu cei din jur. Și izolarea de fapt este o des, destrămare sau o, o, o deteriorare a valorilor untrice. Când omul se pierde pe sine, fiindcă l-a pierdut Dumnezeu, în cazul lui Adam și Eva, și după aia pierde relația cu cei din jur. Um. Izolarea nu se face brusc în cele mai multe cazuri. Există da. anumite etape pe care da. le parcurgem. Vorbeam de primele semne pe care să le urmărim la întrebarea precedentă. Ce facem atunci când am ajuns într-o într stare de izolare pe care am realizat-o doar târziu da, și da, suntem da. deja da. izolați de societate? Nu da. e sănătos pentru noi. Ce da. putem face atunci? Da. Da. Cred că -i, uh, vin cu pași mărunți, cu o ofensă, coșmire, cu o înrăciune, cu nu putem dezlega, nu putem da drumul, putem ierta pe cineva și în momentul ăla ne închidem inima. Cred că primul pas este să ne deschidem din nou inima, să ne pocăim. Când vedem că curgerea între noi și alte persoane e ruptă sau între noi și Dumnezeu e nevoie de pocăință, de restaurarea relației și să înțelegem că viața vine doar prin relații și prin conectare, conexiune da? cu Dumnezeu, cu cei jur, să ne pocăim, să prevenim asta, să ținem o inimă deschisă. Spune cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Inima noastră să rămână curată, să nu fie poluată de amărăciune, de izolare, de ură, de răzătire. E foarte important să o avem deschisă și spre Dumnezeu și spre cei din jur. Și cred că asta este esența. Cred că trăim vremuri în societatea noastră de astăzi, în care avem o lipsă totală de viziune. Da. Oamenii trăiesc uh, o zi la fel da. ca cealaltă, se laptă da. spre ceva, au dorința da. de a face, de a agonisi, da. și ajung spre finalul vieții să realizeze că a fost totul în van. Da. Și pe undeva ecleziastul spune da. că lucrurile sunt deșarte, dar cum ne putem focaliza pentru a fi împliniți în viață și a evita izolarea, a încuraja da, da. contactul cu ceilalți? Da, cred că izolarea aduce sau vine din multă lipsă de scop și aduce multă zădărnicie. Totdeauna descrie un gol, un tric. Acum, unii o maschează frumos, uh -huh. prin mult succes, prin multă performanță. Gen Cain spune: Cain a mers în fața Domnului, a locuit în țara nod. Și după aceea vorbește despre urmașul lui Cain, care au devenit. el a devenit un constructor, a devenit unul care a construit un imperiu, încercând să umple lipsa de scop și lipsa de semnificație, care nu avea, fiindcă nu putea să întrețină, să întrețină relații. Să a văzut uh, în context cu fratele său. A început după să-și găsească asta prin performanțe, prin multă, multă uh, forță proprie. Artiștii cei mai buni au fost urmașii lui, agricultorii cei mai buni, industrialiștii cei mai buni. Deci au devenit, au făcut instrumente, au avut un progres și un succes extraordinar. Și cred că toate au venit din golul lăuntric a lipsei de părtășire, de comuniune și de conectare. S-a pierdut simțul comunității, s-a pierdut uhum. esența uh, și valorile. Mi-am uh, notat aici câteva consecințe fizice ale izolării pe care oamenii de știință le-au identificat și spuneau așa. Că oamenii au o mult mai mare predispoziție spre demență, cei mm -hmm. care trăiesc în da. izolare, spre îmbătrânire prematură, uh, dezvoltă comportamente obsesiv-compulsive, au inflamații, tensiune mm -hmm. arterială, iar infecția după, uh, vindecarea după infecții durează mult, mult. Uh, suntem cunoscuți ca una dintre cele mai bolnave nații din uh, Uniunea Europeană. Uh, uh -huh. Trebuie oare să ne punem semne de întoare? Vine asta din felul nostru de fi, din felul uh, de a relaționa da, cred că pe lângă e, alte lucruri. Da, cred că uh, am avut parte de multă durere ca națiune, ca român, înțeleg mult apăsare, mult control de la comunici din partea altor țări, dar la urma urmei uh, nu suntem uh, o națiune foarte pragmatică, nu putem să dăm drumul ușor. Uh, amăciunea durerea e parte din viața noastră de multe ori și. Aduce și în întuneric, spune: Ne urăște pe lui umblă în întuneric, vedem o se îndreaptă în Ioan 2 cu 9, mi se pare. Cine umblă în lumină are și cu frații. E foarte important să deslegăm și să dăm drumul la cei care ne-au greșit, care ne-au rănit, să dezlegăm amărăciunea. Cred că izolarea, și e adevărat, e o travă, e ceva care poluează și distruge la omului. Când relațiile nu curg bine, nimic nu curge bine. Când ai pierdut conexiunea, și asta e o lipsă de conexiune, omul se pierde chiar pe sine însuși, pierde valorile vieții, cum am vorbit despre Cain, orașului, au devenit constructorii mari, agricultori, artiști, toate cele, uh -huh. dar nu era problema cu performanțelor, era cu motivația. Că au căutat să atingă anumite valori, să-și umple un gol care îl pierduseră prin relații. Și se poate lua și pe cealaltă carte cale a dezamăgiri, a supraviețuirii și aia e tot lipsă de speranță, tot la fel de păguboasă. Așa e. Um, indivizii care trăiesc izolați sau au o tendință de izolare sunt cumva priviți ca fiind bioși de către ceilalți mm -hmm. și este o realitate Ia, da. de care ne lovim. Um, ar trebui să ne fie teamă de o persoană care este izolată, care nu vrea să aibă de a da? face cu ceilalți? Da, cred, cum am spus, că sănătatea mentală e foarte afectată de izolare. Dar omul nu poate să ofere dragoste sau să o primească, în primul rând, noi trebuie să primim și apoi putem da. Uh, nu e armonie, nu e pace, e un conflict continuu, conflict cu el însuși în cea mai mare mm -hmm. parte. Uh, se exprimă și spre cei din jur și îndreptat și spre ceilalți, dar în principiu un conflict la untri care nu. Adică o, o ură de sine, o respingere, o lipsă de valoare, o lipsă de scop, lipsă de conectare cu viața, cu destinul, cu lucrurile din jur, și atunci omul trece în golul ăla lăuntric și în durerea lăuntrică. Um, există situații și cazuri, în Biblie inclusiv, în care Dumnezeu le cere anumitor oameni să iasă de acolo de unde sunt și să se izoleze. Da, da, da. Într-un da. scop mai mare. <laughs> da, 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 cazuri speciale da, și deosebite. Da. Da. Haideți să uh, vorbim puțin despre astea. Despre Ne izolăm atunci când ne cer Dumnezeu, e spre binele nostru. Da, da, ajunge o consacrare sau separare uh -huh. pentru Dumnezeu, parte în procesul de sfințenie și poporul Israel, Dumnezeu l-a dus și l-a pus în Gosen. Da, conține un aspect al izolării da, de da, da, vechea, da, vechiul stil de viață da, și vechile relații, da, probabil. Da, lui Avram, deci, poporul Israel a fost dus și a fost izolat de egipteni, disprețuit de egipteni, cu un scop că a vrut să fie izolat într- o de cultura uh -huh. și formată într-o cultură a neprihănirii. După ce zice lui Avram, ieși din țara ta, ieși din, ai și din Irak, din Ur. Și a mers uh, dintr-o cultură foarte stabilă și foarte prosperă. Și Dumnezeu îi zice, ieși, îl duce în mustiu, și îl duce în alte locuri. Lasă familie, lasă țară, lasă toate asocierile cu cei din jur, fiindcă Dumnezeu să-l formeze în și să facă legământ cu el și să... I-a promis toată țara că îi va fi nume, că îi va da bine contării, că îl va, va face mare și l-a făcut mare. Dar neprihănirea cere o izolare. E una pozitivă. Dar vreau să spun că izolarea asta totdeauna are pe Dumnezeu aproape. Că nu e izolare de Dumnezeu. Nu e izolarea durerii, chiar dacă e o durere care ne mână de multe ori și Dumnezeu pune o povară în inima noastră, dar e o izolare cu Dumnezeu. Uh, Se pare de cei din jur. Pavel a experimentat-o după ce s-a întors la Domnul pe drumul Damascului. Mulți sfinți au avut parte de asta. Domnul Iisus Cristo, se retrăgea da? foarte des. Da da, 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 da. Cât de importantă este rugăciunea contemplativă? Asta mm -hmm. cere și a medita înaintea lui Dumnezeu pentru, pentru o relație sătoasă cu Dumnezeu. Extrem, pentru echiparea noastră ca și creștin. Extrem de importantă. sănătatea mentală depinde foarte mult de armonia care o avem în emoțiile și în bunostru, aș zice eu, și... Uh, E extrem de important. Nevoile noastre sufletești sunt uh, la fel de mari ca cele fizice, cu toate că noi ne subnutrim la un tric și emoțional. Ne subnutrim de multe ori și ne înfometăm. Avem nevoie să stăm, avem nevoie de timp de pace, timp de odihnă, timp de gândire, timp de a uh, medita la Dumnezeu, timp de a lăsa Cuvântul să devină parte din viața noastră. Uh, trăim într-o lume destul de mecanică, unde nu-i conexie, nu-i uh, ceva real, e doar superficial, doar. Uh, de mașinărie, dacă nu avem parte de asta. Ne plângem de multe ori că nu ne vorbește Dumnezeu. Da. Dar pentru ca da. Dumnezeu să ne poată vorbi, da. trebuie să ne izolăm. Să acordăm timpul necesar. Da. Partea bună a izolării. Da, dar partea, da, partea bună a izolării, adică mă refer, retragerea cu Dumnezeu, statul în cămăruță, în locul tainic, în locul preasfânt, în, la umbra celor puterni, cum vrem să numim noi, E locul care Dumnezeu are pentru fiecare persoană, locul unde el ne așteaptă să cineze cu noi. Să se reveleze. Și da. da. Sunt, dar, cazuri speciale în care oamenii au chemări deosebite din partea lui Dumnezeu și trebuie să iasă pentru a-și împlini chemarea. Da, da. Mai sunt și cazuri în care Dumnezeu ar aștepta din partea noastră o izolare, referindu ne la anturaje potrivite în care da. poate suntem. În da. special ne referim la tineri, dar nu numai. Da, da. Ce semne ar trebui să urmărim în cadrul unui antropolog? Pentru că tu ai foarte multă experiență mm. în a lucra cu tinerii, da, da. Uh, și cum să facem să avem puterea a ne izola de ei pentru a ne găsi mm. da, un altul da. mai potrivit, mai bun? Uh, cred că mediul, adică exact cum sunt arborii Secoia, dacă nu uh, s-a tăiat un om pe lângă ei și uh, au căzut. Cel mai alt mai arbore din lume nu are puterea în, uh, în adășime? și are puterea în a fi interconectat cu ceilalți. Mm -hmm. La fel și noi creștinii suntem, suntem comparați cu oile. Vedem că sunt foarte independente, izolarea este o independență și o răzvrătim la urma urmei și aduce mult întuneric. Cred că e foarte important să stăm în comuniune, să stăm în părtășie, să stăm unii cu alții, să realizăm că tăria noastră vine din relații, din părtășie, din conexiune cu ceilalți și cu Dumnezeu bineînțeles E foarte important și creștini să avem întotdeauna inima deschisă față de ceilalți, față de corecție, față de să acceptăm, să dăm drumul la ofense, să uh, nu lăsăm ceva să ne polueze lăuntrul nostru: amărăciune, neiertare, uh, răni, jigniri. Uh, e foarte important să păstrăm inima curată și deschisă. Um. Creștinii, în special cei nou-testamentali, din cauza unei moșteniri pe care mm. o avem din vremurile comuniste, au tendința de a se izola de restul societății. Mm. Este bine fi cu frații tăi, este bine da, să te da. încarci, să fii parte din biserică, dar pe undeva noi trebuie să fim și în lume, da. pentru că altfel da. cum vom fi lumini da. în lume? Iată, încercăm prin media, prin mm -hmm. radio, prin televiziuni, da. prin reviste, cărți, încercăm să ieșim în lume. Cred că ține de fiecare personal să meargă și să fie un exemplu pentru ceilalți. Da. Cât de importantă este ieșirea în lume și evitarea mm -hmm. izolării, ca și creștini, în da. scopul evangelizării și aducerii veștii bune, că dacă o ținem pentru noi. Isus Hristos spunea ei sunt în lume, dar nu din lume. Uh -huh. E ca o barcă care e în apă, dar apa nu trebuie să intre în barcă. Da. Aș vrea să spun că conformarea la cultură ne-ar distruge pe noi ca biserică. Adică nu trebuie să ne conformăm, dar trebuie să ne integrăm. Neintegrarea e răzvrătire, e izolare. E extrema cealtă. Asimilarea îi pierderea puterii de a mai avea impact și Uh, un destin în lumea asta. Uh, cred că noi ca și creștini ce primim de la Dumnezeu, stând într-o legătură cu El, stând într-o legătură cu frații, într-o părtășie, avem anumite resurse care vin peste noi și în viața noastră, care Dumnezeu nu vrea să se la noi. E foarte important să vedem că e un rost de a duce dragoste mai departe. Ce primim noi trebuie să exprimăm, să dăm drum să curgă prin noi și asta dacă nu în lumea unde. Da? Oamenii din lume extrem de multă nevoie de dragoste extrem de multă nevoie de încurajare. Am văzut într-o seară la școală că trei tineri necreștini și m-am rugat unul dintre ei. Uh, atâta de mult primit oamenii ăștia, l-am văzut a doua oară, deci nu, nu aveam o istorie, nu ne cunoșteam. Atâta de mult au primit din partea lui Dumnezeu, dragoste și afecțiune și simțeam că probabil nu s-a rugat niciodată pe nimeni pentru, pentru lucrul ăsta. Unul era venit din închisoare la 27 de ani, 9 ani au petrecut în închisoare și mi-o frânte inima, l-am văzut. În timp ce m-am dus și am pus un apel și m-am rugat și am cerut doar dragostea Domnului. Și zicea tânărul ăsta. Uh, coronel, am simțit un foc, am simțit o căldură când te-ai rugat pentru mine. Prima dată l-am cunoscut de 5-10 minute, dar m-am dus și m-am bucur să te cunosc. Deci lumea are nevoie de o atingere de la Dumnezeu. Noi avem ce? De o dragoste necondiționată. Da, da nu, n-am să-i judec, mirosea o țigără, nu e problema mea asta, Dumnezeu e curăță. Uh, dar Dumnezeu vrea să-i atingă, primul rând. Înainte să-i curăță, să-i atinge cu dragoste. Și trebuie să-i putem accepta pe oameni din jur. Trebuie să putem să iubim. Dacă avem ochii lui Hristos pentru ei, nu o să putem să iubim. Legat de fiul risipitor, când a venit acasă fiul risipitor, slujitorul stăpânului, tatălui, o știut despre ce haine era vorba. O uh -huh. luat haina respectivă, a haina, a vițelul, a inelul ăla. Adică noi cred că ar trebui să foarte preocupați, nu de fii, cum sunt de murdar, sunt de lipsiți, de dragoste, de speranță, ci ce vrea tatăl să punem pe ei, care e haina, care e, care e podoaba tatălui care trebuie să vină pe ei. Ce deci o inimă deschisă da, lume. Da. Da, 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 da. da. Uh, și lucrul acesta se aplică și în familie. Uh, mulți părinți oferă bunuri materiale copiilor, da, da. nu au timp să petreacă timp de calitate mm. cu copiii și am impresia că dacă le angajează o bună, o governantă mm -hmm. bună, cu referințe, dacă le cumpără tot ce au nevoie, au tot ce e bun pentru acel copil. Însă, de multe ori, copilul tânjește după afecțiune, după timp da. petrecut, după încurajare, după da. o vorbă bună, după atingere. Uh, e și acest un aspect uh, spre care ne îndreptăm ca și societate și da. efectele nu întârzie să apară. Că da. Sunt tineri mulți, răzvrătiți, tineri care au probleme cu legea, tineri da. care se sinucid și așa mai departe. Da. Ar trebui să aplicăm asta și în familie? Da, cred foarte mult că nu știm cum să arătăm dragostea nici în familie. Am substituit dragostea cu multe lucruri materiale. Cred că dacă este o problemare în ziua de azi, uh, succesul al zilei de azi sacrificăm familie, sacrificăm relații sacrificăm și sacrificăm enorm de multe numele succesului carieră sau supraviețuire poate, frică, îngrijorare, multe alte lucruri dar vezi, să, mulți sunt, sunt mânați de, de, a, de a ajunge, de a face succes da. de a construi ceva, tocmai pentru a lăsa copiilor da. sau tocmai pentru a-i agura da. cumva da. Da. e o perspectivă greșită asta? e foarte greșit, cred că de mult ori vine din măvăția noastră de a nu ne putea conecta trăim într-o lume uh, izolată Trăim într-o problemă a, a, foarte mare, acută, a relației, a Frica de intimitate e o frică foarte reală și mie. A, transparența. Putem să fim transparenți cu copiii noștri și atunci îi ținem prin porunci, prin reguli, prin control, ținem la distanță, le oferim doar pe cale materială, să compensăm celelalte nevoi. A, cred că să poți să ai o conexie cu cuiva trebuie să poți să te deschizi, să fii o carte deschisă, să nu judeci, să iubești mai mult, să zici mai puțină critică de cartă, să deschizi inima, să te dăruiești. Și e greu să ne dăruim în ziua de azi. e multă suspiciune, multe dezamăgiri, multă permanță, mult... viața e ca o mașinărie. O mașinărie nu no, are viață. Da dar vedem, noastră devine o mașinărie. Să producem, să performăm, să fim perfecți, imagina, alte lucruri și astea sunt motivații foarte greșite. Sunt oare lucrurile acestea gândite la nivel macro, pentru că, că în vremea comuniștilor omul era o mașinărie pentru da. bine comun, pentru a da. produce, pentru... Adevărul e cauz la anumite lucruri, acea muncă, mm -hmm. pentru că, da. uite, România nu avea da. datorie așa cum da. are da. în zilele noastre. Acum nu le mai simțim, dar suntem cumva uh, întrinați mm -hmm. și gândim ca o mașinărie pentru a produce, da. pentru că am văzut la alții, pentru că ne dorim da. și noi, pentru că vrem să avem un viitor. Eu are gândit la nivel macro tot acest proces da. și nu ne dăm seama? Cred că e o presiune, o presiune globală, adică în, din Occident vine în mare parte uh, performanța și succesul și toate vin, uh, presiunea e mult mare din, din partea cealaltă a capitalismului, unde puteai să ajungi, ori să faci orice în viață și după aceea să te respecti și să-ți să faci firea, cam asta era. Uh. Uh. Și asta descrie golul tric. Omul negăsind valorile reale, se îndreaptă spre valorii ce spre ceva care e periferic, care nu e esență. Asta se întâmplă cu Cain. Cel mai izolat om din istoria omenirii sau care a devenit și primul ucigaș, îl vedem că excelează, excelează și reușesc toate lucrurile. Și într era tot gol. Deci nu a vrut să fie și a rezolvat pribegia și zădărnicia lui Lăuntric în felul, în modul performanței și a succesului. O, o construit o cetate. El nu a putut să fie un om de comunitate, nu a putut cu un frate să se împace. Trebuie să vedem adevărul astea. Și au construit o cetate. Înainte oamenii nu era o cetate construită. Adică ei aglomerație, vrei să te refugiezi între mulțime. Izolarea poate fi uh, chiar fiind înconjurat de oameni, chiar fiind în mijlocul aglomerației și agăgiei. Și de multe ori chiar aia denotă că ești izolat, că nu ești conectat cu tine, că nu ești conectat cu Dumnezeu. Nu poate fi o niște lăuntrică în interior. Și toate lucrurile din jur vrei să compereze. O persoană care s-a izolat de societate a ajuns acolo gradual, să spunem, printr-un proces. Ieșirea din izolare poate fi un proces instant sau ne necesită anumite nu. etape, necesită timp? Da, da, e nevoie de pași. Acum vorbim despre extreme, despre cazurile de survival. Așa, da, Mai mult da. izolații sau, am, am numit noi rătăcitorii vremurilor moderne, gen Cain, el a fost un fugar și un rătăcitor. Uh, dar el a fost un performer bun și o mascat prin asta, dar rătăcitorii ăștia supraviețuitori pe care vedem astăzi. Că pe ei observăm un doctor sau un avocat sau un om de carieră cu mult succes, nu mai observăm izolarea că e mascată, dar poate să existe. Uh, prin lipsa de dragoste la copii se vede bine, prin uh -huh. lipsa de părtășie de relații adevărate, de încredere, de viață. Uh, uh, eu zic că uh, sunt pași de ieșire din izolare. Să-ți deschizi inima în rând, să recunoști că e o problemă, să te păiești, să recunoști că nevoia noastră îi de creatorul nostru, de a avea conexiune și părtășie cu el. E primul lucru și să vezi că valorile vieții vin din el. După aceea să-ți deschizi inima spre ceilalți. Iisus s-a rugat în Ioan 17, făi una. Adică există o glorie în unitate, există o glorie ca gloria mea să se vadă. Eu i-am făcut una și slava mea să se vadă peste ei. Există o glorie de la Dumnezeu care vine peste om. E misterul trinității. Trei persoane funcționează ca un singur om, uh, într-un scop, într-o țintă, într-o esență, și noi trebuie să copiem asta, să fim una cu cei din jur, să vedem că sunt limitați, să vedem nevoia de celălalt. Și după aceea, răzvrătirea, să cedăm răzvătirea și, uh, și uh, independența vieții noastre. S-ar putea ca unii oameni să fi trăit dezamăgiri, uh, da. să le fie greu să ierte, da. să treacă peste, să se deschidă. Unde să găsim forța asta? Uh, foarte important, fără iertare nu există vindecare. E o boală, e o cale a morții, izolarea, e un produs al păcatului, e o cale a întunericului, e o cale care te duce într-o spirală descendentă, tot mai jos să ajungi. Ura o să fie parte din viața noastră și uciderea cangenului. Aș Can. uh, vrea să încurajez pe fiecare să ierte. Iertarea e pentru noi, nu pentru ceilalți. Să iertăm. Iertăm și suntem la Dumnezeu, nu iertăm și devenim ca diavolul. Uh, ne otrăvește, și după aceea deslegăm pe cei care ne-au ușit. Și Dumnezeu vine, și bine cu har, compensează, de obicei, după ce dăm drumul. Cum putem ajuta noi pe ceilalți dacă îi vedem că sunt izolați? Poate că nu toți da. au dorința de a ieși din izolare da. și au un confort în a rămâne acolo. Da. Dar noi, dacă avem persoane în jurul nostru pe care îi vedem că trăiesc așa, cum putem să-i facă să se deschidă, să vorbească cu noi, să-i ajutăm practic ce da, pași da. am putea urma. Singura forță reală și de durată e dragostea. Dumnezeu schimbă pe noi doar prin dragoste. Singura forță în triva noastră și armă care o folosește e dragostea. Nu judecata, nu critica. Cred că ar trebui să iubim și să le arătăm dragoste. În același timp, cred că dragostea e matură când ai o revelație a persoanei și a rădăcinilor care sunt. Noi judecăm roade, culegem roade de la mulți, de la noi. dar rădăcina foarte greu ajungem la de multe ori. Important să vezi rădăcina Isus. i-a văzut pe oameni cum erau, necăjiți, rispiți ca o turmă fără păstori, i-a văzut uh, dezintegrați și uh, fermițați de diavolul. La fel trebuie să vedem pe oameni, ca să putem să aducem harul ăla și dragostea necesară uh, și să nu controlăm. Dragostea <laughs> e o armă. Suntem uh, cumva vulnerabili în izolare? Foarte Și vulnerabili. la ce suntem vulnerabili da. în izolare? La pete oarbe, la multă judecată gășită, cine urăște pe fratele său, ca ai inima închisă și ai o ură mognită, poate, tacită, față cei din jur, nu mai vrei să te deschizi, nu mai vrei să suferi, nu mai vrei să fii vulnerabil, nu să mai mărănească, nu o să mai îmi cunoască inima. La momentul ăla spune, umblă în întuneric cine urăște pe fratele său și fiind întuneric că i-a orbit ochii și nu știe încotro să îndreaptă. E foarte important, da, e parte de... De critică poate să vină de negativism, de judecată greșit, de oarbe multe uh, și alte lucruri. Și sănătatea fizică cred că o afectează foarte mult. Undeva că un domn John Caciopo, o de știință, uh, a studiat impactul tehnologiei asupra individului. Uh -huh. Și a spus, uh, luând așa la rece, aș spune că tehnologia nici nu ne izolează, dar nici nu ne aduce împreună. Singurătatea, practic, intervine atunci când înlocuim, într-o lume a vitezei în, în zilele mm -hmm. noastre, în care avem tehnologia la îndemână și este bine să o folosim în uh, scopuri practice. Practic, singurătatea intervine atunci când începem să înlocuim contactul fizic cu ceilalți, cu mm -hmm. uh, timp petrecut pe internet, cu jocuri da. video și mai departe. Din nou, pentru că ai experiență cu tinerii, uh, știu că ei petrec foarte mult timp uh, înglodati cumva în produse da. media. Da. În ce moment devine un pericol timpul hmm. petrecut pe internet da. cu jocurile video și așa mai departe pentru că este o realitate inclusiv copiii, deja îi vedem de la 3-4 da. anișori, butonează da. telefoanele cum nu le știm noi butona. Da. Cred că e un pericol foarte mare tehnologia. Cred că unii oameni sunt dependenți de ea televizorul, internetul, jocurile, toate chestii, tot divertismentul vin să umple un gol și creează extrem de multă pasivitate peste mintea omului. Omul nu-i angrenat, nu-i participant, e un spectator uh, și distrug creativitatea foarte mult. Uh, a zice eu că e o problemă. E o problemă mare. Uh, cred că că o ține la nivelul de necesar de a comunica de profesional e ok, dar când e un refugiu, când își umple un gol e o problemă. Uh, le zic multor tinerilor Compară timpul tot despre internet cu timpul de citire a Bibliei și îți dai seama care e, dacă ai un idol în viață sau la televizor. Da? În relație suntem pe guboși, de gubași, nu putem să oferim nu putem să avem și dar putem să ore pe internet, e ceva, e o problemă, e o adicție. E o dependență, dependență. asta da? vreau să întreb. Da? Da. Când ne dăm seama că e o dependență? Pentru că mulți mint pe ei <laughs> înșiși, da. au nevoie da, da, că da, lucrează da. pe internet, da, dar simt. când se oprește lucrul și când începe cred că navigatul dacă, de plăcere da, pe internet? Cred că dacă ai o, 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 o problemă în relaționare, dacă prefer să rezolvi totul indirect și totul virtual, cred că e o dependență deja. Dacă te bucur mai mult să trimiți doar mesaje, nu să stai de vorbă cu persoana. că mai multe, se pot zice multe și interpretabile, dar... Că depășește timpul tău personal cu Dumnezeu și timpul de citire a Bibliei, ai mai mult timp online cât cu Dumnezeu, înseamnă că ai linia ta. E o dependență. Da. Și să luăm măsuri. Trebuie, da. Ca da. și în cazul da. tuturor celorlaltor da, da, depende, da, atât da. de multe. Da. E ceva foarte înșelător. Adică, cred că e un topogan care nu-ți dai seama. Și eu am Facebook, internet folosim ca unelte, e bine. Da, spun sincer, e o luptă să-ți un echilibru, să zici, ok, e suficient. Da? Nu ar fi interesant să învățăm să folosim acest mijloace pentru um, a ne atinge copurile um, în ceea ce privesc lucrările noastre, viziunile noastre? Crezi că reușim să facem lucrul ăsta? Reușim, dar avem și distrageri. E și, e și o pagubă, e o pierdere mare de timp. Și stragerile, adică. Conecția noastră, suntem conștienți de o altă conexiune, de altă conexiune, Nu cu Dumnezeu așa de mult, cu noi, cu prietenii, cu cei din jur. Și noi e ceva real, e, e mai mult uh, superficial. Uh -huh. uh, superficialitatea de de denotă lipsa de inimă, lipsa de uh, conectare lăutrică, de realitate. Încercăm să tragem niște concluzii după uh. toată discuția pe care am avut-o. Așadar, când este izolarea distructivă? care sunt semnele care duc la o izolare distructivă? Mm. Și uh, mai apoi, când e bună izolarea? Și când Doamne. am avea nevoie de tăcere și de izolare? Da. Cred că izolarea e destructivă când pierde valorile și și uh, da, abilitatea de conectare, când omul conectat e pierdut, pierde scopul, pierde sensul, pierde valorile vieții, destinul, lucrurile care sunt esențiale, uh, bucuria, pacea, da, aduce dispare, aduce adicții, adică dependențe. Pornografia funcționează foarte mult în izolare. Am văzut că omul are o nevoie de relațională și dacă nu-și omgește într-un mod sănătos, prin relații sănătoase, o să. într-un mod pervers. Și cred că și pornografia e o problemă. Aproape toate persoanele care au probleme cu pornografia au probleme cu izolare. Și uh, au în relație. Din nou, vulnerabilitatea da, de care da, vorbim, da, în momentul în care sunt izolați. Da. E un întuneric acolo. Le ridică să iasă la lumină, să-și expună viața, să tășească viața, să devină vulnerabili, să lase pe alții să intre în viața lor, sunt probleme serioase, da. Când e benefică izolarea? Când, da. când să știm că avem nevoie de un pic de izolare, de da. tăcere? Cred că să ascultăm vocea între, că vocea Duhului și vocea da, omul, omul, nostru interior, avem nevoie să stăm într-un regulat cu Creatorul nostru. El e sursa vieții, El e cel care poate să-ți umple golurile, El e cel care poate să-ți dea afirmare, să înlăture respingerea din viața ta, condamnarea, lucrurile lăuntrice, vinovăția. Aș vrea ceva despre vinovăție, fiindcă și asta aduce multă rușine și multă apăsare și condamnare. Vinovăția nu o putem rezolva prin scuze o putem rezolva doar în mod direct cu Creatorul, cu Dumnezeu, venind la El, recunoscând și păcatul e păcat, nu e o problemă, nu e o chestiuță, e ceva real, e ceva mare, e ceva care te duce la moarte. Doar prin pocăință și prin recunoaștere putem să rezolvăm problema vinovăției. De multe ori purtăm și asta noi. Și da, intrând cu Dumnezeu în părtășie, e ceva foarte sănătos, ascunzându-ne de toți, ascunzându-ne la aripile lui, la umbra aripilor locul tainic, locul secret, pentru că nu e atât de secret că nu l-au găsit niciodată. Așa este. <laughs> Dar vorbește bine Dar un loc, loc la care ala. suntem cu toți emați. <laughs> da, da, e o chemare, da. Ok, sper că am reușit să venim ajutorul da. ascultătorilor telespectatorilor noștri da. în, a dezbate de un nou subiect de care ne lovim. Un subiect da. real, un subiect real. palpabil da. în viața da. multora dintre noi. Da. Vreau să îți mulțumesc pentru prezența azi da. în platou. Păi. Și te așteptăm cu multe alte da. ocazii, pentru că da. sunt subiecte importante pe care dorim să le abordăm. Da, mulțumesc. Din perspectiva da. Cuvântului Lui Dumnezeu. Da. Mediul, un lucru extrem de important și mediu e creat din persoane, din anturaje, din uh, conexiuni, și obiceiuri. Pentru uh, tineri, mediu contează foarte mult. Și putea să zic și ceva din viața mea, am apucat-o pe căi greșite și eu și m-am conectat cu prieteni de lipsa de identitate. Vreau acceptare, uh -huh. vreau să fiu cineva, să fiu poate Când am mers în Statele Unite aveam 15 ani, jumate, împreună cu familia și fiind foarte, vul foarte vulnerabil și uh, nou la toată viața și societatea, acolo am apucat-o cu niște prieteni răi, adică nu cu domnul. Uh, ar vrea să încurajez tinerii care își caută identitatea și valoarea și scopul și mersul în viață, și greșite, uh, nu o să găsească ce nu o să găsească gol, o să crească. E foarte important să, să, caute biserica, e un loc foarte important, familia, școlile, toate aceste structuri Dumnezeu le-a lăsat părinții. Și e important să lucrăm la relațiile astea, că acolo e protecția și binecuvântarea noastră. Mulțumim frumos pentru tot ce, ce ai împărtășit. Ce și ce încă o dată da. mulțumim pentru prezența în platou. -a, da. Aceasta a fost întâlnirea noastră de astăzi, dragi prieteni. Până data viitoare, fiți bine binecuvântați!